Shrek este un căpcăun care locuiește de unul singur într-o mlaștină și care este puțin cam necioplit, ca să zic așa. Te rog, zi-mi că ăla e noroi și nu altceva. Într-o zi, un lord din apropiere pe nume Farquaad a ordonat ca toate creaturile de bazm să fie arestate și alungate cât mai departe de pământurile sale. În timpul arestărilor, un măgar vorbitor a fugit de oamenii lordului și a dat nas în nas cu Shrek. Acum, din cauza că și căpcăunii sunt niște creaturi de bazm, oamenii ăștia au încercat să-l aresteze pe Shrek. Dar a nostru nu a picat cu una cu două și a făcut pe cavaleri să fugă cu coada între picioare. Datorită faptului că Shrek este o brută care îi sperie pe toți cei din jurul său, măgărușul a decis să stea pe lângă el pentru a fi în siguranță, lucru care le enervează la culme pe Shrek, pentru că de obicei lui îi place să fie lăsat în pace. Iar măgărușul ăsta nu doar că se ține scai de el, dar nici nu-i mai tace gura. Am putea zice că el suferă de diaree verbală. Spre frustrarea lui Shrek, el nu apucă bine să se acomodeze cu compania măgărușului, că toate creaturile de bazm arestate de către Farquaad au fost relocate în mlaștina sa. Lucru care îl face pe căpcăun să pună piciorul în prag și să meargă să vorbească personal cu acest lord. Ca și fapt divers, el îl ia pe măgăruș ca să-i țină de urât și da, îi ia cei trei purceluși, Albă ca zăpada, cei șapte pitici, Pinocchio, lupul din Scufița Roșie și așa mai departe. Pe când Shrek a ajuns la castelul lui Farquaad, acesta ținea un turnir pentru a vedea care este cel mai viteaz cavaler. Iar pentru că Shrek a dat buzna în castel ca un intrus și pentru că este un căpcăun, toți acei cavaleri au primit ordinul de a-l omorâ. Nu vă faceți griji, căpcăunul și cu măgarul îi rezolvă pe toți. Lucru care îi dă lui Farquaad ideea de a-l face pe Shrek campionul său. Deci cei doi fac o înțelegere. Farquaad este dispus să-i dea lui Shrek mlaștina înapoi, dacă el la rândul său o va salva și o va aduce pe prințesa Fiona. Prințesa Fiona este o prințesă care este închisă într-un castel și păzită de către un dragon. Iar oglinda din Albă ca zăpada i-a zis lui Farquaad că acesta trebuie să se însoare cu o prințesă pentru a putea fi un rege și nu un lord. Deci piticul ăsta de un metru și un șnițel o alege pe Fiona pentru a-i fi soață. Shrek și măgărușul se infiltrează în castelul dragonului, dragon care lasă pe Shrek să meargă liniștit după Fiona pentru că el este ocupat cu animalul de companie al căpcăunului. Anume, măgarul i-a picat cu tronc. În caz că vă întrebați cum e posibil așa ceva, păi înainte de a fi mâncat, măgărușul a făcut ceea ce știe mai bine, a bătut din gură. Iar cuvintele sale l-au făcut pe dragoniță să se îndrăgostească de el. Revenind la Shrek, partea amuzantă este că Fiona se aștepta ca un cavaler pe cal alb să vină și să o salveze într-un mod romantic. Dar ea s-a ales cu un căpcăun verde acompaniat de un măgar care o ia pe sus și o scoate din castel. Cei trei reușesc să scape cu brio din ghearele dragonului, dar ei nu merg direct la lordul Farquaad pentru că din oarecare motiv Fiona refuză să se deplaseze pe timpul nopții. Chiar dacă la început Fiona nu a fost mulțumită de salvatorul ei, prințesa a decis să îi dea o șansă lui Shrek. Și se pare că cei doi chiar au câteva lucruri în comun, lucruri care îl fac pe căpcăun să se îndrăgostească de ea. Dacă e să mă întrebi pe mine, eu cred că schema Uchiha l-a dat gata pe verzișor. La un moment dat, când părea că cei doi au un moment romantic, Fiona observă că apune soarele, așa că ea se duce brusc în colțișorul ei dintr-o casă abandonată, lăsându-l pe Shrek cu ochii în soare. În aceeași seară, măgărușul a decis să meargă să vorbească cu prințesa, iar astfel el a aflat că pe timp de noapte prințesa se transformă într-un căpcăun. Fata fiind temată de a alterna între cele două forme până când aceasta va fi sărutată de dragostea ei adevărată. Sărut care va rupe blestemul și care o va face pe fată să ieie forma iubirii ei. Ca și fapt divers, Fiona a fost pusă în acel castel de către părinții ei, în speranța că un erou o va salva și îi va rupe blestemul. Fiona îi cere măgărușului să nu îi zică nimic lui Shrek de blestemul ei. Asta pentru că fata nu e sigură că lui Shrek îi va mai plăcea de ea în condiția ei actuală. Citez: nu îi va plăcea un monstru urât și verde. Ca și fapt divers, Shrek a tras cu urechea și a auzit un fragment din conversația celor doi. Dar pentru că citatul de mai sus a fost scos din context, Shrek a crezut că Fiona a vorbit despre el. Deci, din cauza că s-a simțit judecat și marginalizat pentru simplul fapt că e un căpcăun, în dimineața următoare, Shrek a predat-o pe Fiona lordului Farquaad. Astfel, el primindu-și înapoi mlaștina, iar Fiona alegându-se cu cavalerul mult visat. Sau cel puțin cu jumătate din el. By the way, din cauza nervilor provocați de Fiona, Shrek vrea să se izoleze de tot restul lumii. Dar măgărușul nu doar că îi este alături la greu, ci el îi mai zice și că a înțeles toată povestea greșit. Deci cei doi se duc călare pe dragoniță spre palatul lui Farquaad pentru a o opri pe Fiona din a se mărita. Shrek ajunge la nuntă fix la apusul soarelui, acesta văzând și cealaltă formă a Fionei. Dar pe verzișor nu-l deranjează asta, așa
așa că cei doi se sărută. Iar blestemul Fionei este rupt, aceasta luând forma de căpcăun pentru totdeauna. Blestemul zicea că fata va lua forma iubirii sale adevărate. Deci dacă ea se îndrăgostea de un om, oare rămânea umană? În fine, ca și fapt divers, Farquaad a încercat să le strice momentul verzișorilor, ordonându-le oamenilor lui să îi captureze. Dar dragonița s-a ocupat de el înainte de a apuca să le facă vreun rău. Dumnezeu să-l ierte! În continuare, Fiona se căsătorește cu Shrek și se mută cu acesta în mlaștina lui. Dar la scurt timp după ce aceștia se întorc din luna de miere, ei sunt chemați de către părinții Fionei în regatul lor, anume în regatul foarte, foarte îndepărtat. Nu glumesc, așa se numește regatul. Deci cei doi îl iau pe măgar și pornesc la drum. Ca și fapt divers, dragonița rămâne în urmă pentru că se simte cam rău. Acum, părinții Fionei nu se așteptau ca fica lor să rămână în forma de căpcăun și nici ca ginerele lor să fie așa de Shrek. Acum, dacă mama fetei acceptă cât de cât cum stau lucrurile, tatăl ei îl urăște pe Shrek cu toată ființa sa, din cauza că acesta i-a stricat planurile. Anume, mai de mult el a fost ajutat de o, așa zis, zână bună. Anume, baba l-a preschimbat din broscoi în prinț, iar în schimbul acestui serviciu, regele a vrut să o mărite pe Fiona cu fiul zânei, anume cu Făt Frumos. Dar ideea e că Shrek a ajuns la Fiona înaintea lui Făt Frumos, așa că băiatul mamii a rămas cu buza umflată și cu mâna goală. Pentru a-și plăti datoria, regele îl angajează pe cel mai de temut mercenar din regat ca să scape de Shrek, după care îl cheamă pe generică la o așa zisă vânătoare. Dar în loc ca Shrek să meargă la vânătoare cu tata socru, el este vânat de motanul încălțat. By the way, pentru cei care nu știți, am postat săptămâna trecută un video numit Motanul încălțat în 20 de minute. Deci după ce terminați de vizionat clipul ăsta, aruncați un ochi și peste videoul ăla. Plus, dacă vă place ceea ce fac, nu mai ezitați să-mi dați un like și să vă abonați la canal, pentru că mă ajută foarte mult. Motanul încălțat i-a dat câteva bătăi de cap lui Shrek. Auci, asta mă doare numai uitându-mă. Dar în timpul luptei, motanul se îneacă cu un ghemotoc de păr, așa că el a ajuns la mila căpcăunului. Dar în loc ca Shrek să se răzbune, verzișorul îl lasă pe motan în pace. Deci micul Zorro începe să-l respecte pe Shrek și decide să-l ajute pentru a-i răsplăti bunătatea. Shrek se gândește că zâna cea bună l-ar putea ajuta să fie pe placul părinților Fionei. Așa că trupa de joc îi face o vizită babei. Dar așa zisa zână bună nu e chiar atât de bună pe cât pretinde. Așa că ai noștri ajung să se infiltreze în fabrica de poțiuni a babei și să fure licoarea frumuseții. Măgărușul și cu Shrek consumă poțiunea. Aceștia transformându se într-un om arătos, respectiv într-un armăsar alb. By the way, din cauza că Shrek a băut acea poțiune și Fiona se transformă în om. Lucru care mi întărește teoria conform căreia forma ei este influențată de persoana pe care o iubește. Plus ca efectele poțiunii să fie permanente, cel care a consumat licoarea trebuie să își sărute persoana iubită până la sfârșitul zilei. Shrek se reîntoarce la palatul regal. Dar în timp ce Shrek o căuta pe Fiona, și ea îl căuta pe el. Iar Fiona ajunge prima dată la măgar. Pardon, la armăsar. Acolo Fiona află despre poțiunea de frumusețe. Iar de îndată ce ea se pune din nou să își caute soțul, ea dă nas în nas cu Făt Frumos care pretinde că este omul Shrek. Asta în timp ce adevăratul Shrek a fost forțat să privească din depărtare de către zâna cea bună. Zână care îl convinge pe a nostru să renunțe la Fiona din cauza că el nu se ridică la nivelul prințesei. Adică acesteia i-ar fi mult mai bine fără el. Shrek merge să își înnece supărarea într-un bar. Dar acolo se află și zâna cea bună care complotează cu regele regatului. Anume, Fiona simte că Făt Frumos nu este adevăratul Shrek, așa că ei plănuiesc să-i dea Fionei o poțiune care să o facă să se îndrăgostească de prima persoană cu care se sărută. Cu alte cuvinte, să-i dea o poțiune care să o facă să se îndrăgostească de Făt Frumos. După ce a auzit asta, Shrek nu poate permite ca așa ceva să-i se întâmple Fionei, așa că el încearcă să își avertizeze soția, dar oamenii regelui sunt pe fază și îl capturează înainte de a putea să facă ceva. By the way, prietenii lui Shrek au văzut ce a pățit tovarășul lor la TV. Așa că aceștia și-au făcut bagajele și au mers să-l scoată din închisoare. Misiune care a fost dusă la bun sfârșit. Pentru a reuși să intre în palatul regal și să o salveze pe Fiona, ai noștri au nevoie de întăriri. Noroc că omul ăsta de turtă dulce are niște pile prin oraș. Deci trupa de șoc se folosește de un om imens de turtă dulce pentru a asedia castelul regal. Castel în care se desfășoară un bal în cinstea mariajului dintre Shrek și Fiona. Toți prietenii căpcăunului îl ajută pe Shrek să ajungă la Fiona. Deci, văzându-se în pericol, Făt Frumos o sărută pe prințesă cu forța. Dar, surpriză,
nu s-a întâmplat nimic. Pentru că în cele din urmă, regele nu și-a putut condamna fiica la o viață în care să fie îndrăgostită de nătărăul ăsta. Dat fiind că a fost învinsă, Zâna cea bună lansează un atac înspre Shrek și Fiona, dar regele se aruncă în fața vrăjii și o deviază înapoi spre babă. Lucru care o omoară și îl transformă pe rege înapoi într-un broscoi. Baba asta nu merită un Nezo s-o ierte! Acum că Shrek și Fiona s-au reunit, băiatul îi zice soției sale că dacă se sărută acum, ei vor rămâne oameni pentru tot restul vieții. Dar prințesa s-a abținut din a-l săruta până ce efectul poțiunii a dispărut, zicându-i că nu trebuie să pretindă că sunt altcineva pentru a fi fericiți. Moment în care regele broscoi intervine și îi dă lui Shrek binecuvântarea sa, acesta realizând că a greșit în tot acest timp. By the way, dragonița reintră în peisaj și nu e singură. Păi vedeți voi, Sugiț a îmblânzit un dragon, Daenerys a crescut un dragon, Kratos a omorât un dragon, iar măgărușul nostru a babardit unul. Ca și fapt divers, dragonița nu a fost prezentă în această aventură pentru că a fost gravidă. Iar copiii ei sunt niște mutanți jumătate dragon, jumătate măgar. Revenind la Shrek, acesta nu apucă bine să se întoarcă în laștina sa, că el este forțat să preie îndatoririle de rege al regatului foarte, foarte îndepărtat, pentru că tatăl Fionei nu se simte prea bine. Plus, ca să fiu sincer cu voi, Shrek nu se prea pricepe la chestiile astea finuțe. Noroc că el trebuie să facă asta doar până ce se însănătoșește regele broscoi, nu? Nu, pentru că regele broscoi a murit. Nezo să-l ierte! Iar cu ultimele sale puteri, el l-a rugat pe Shrek să-i moștenească tronul. Am o idee că verzișorul nostru nu vrea o astfel de responsabilitate pe cap. Așa că regele îi zice să meargă și să-l găsească pe următorul succesor la tron, un tip pe nume Arthur. Auzind asta, Shrek nu stă pe gânduri, îl ia pe măgar și pe motanul încălțat cu el și pornește în căutarea băiatului. Dar fix când barca lor se îndepărta de port, Fiona îi zice lui Shrek că o să fie tătic. Iar informația asta e cam greu de procesat pentru căpcăun. Ba chiar simplul gând că o să aibă copii îl îngrozește. Vă mai aduceți aminte de Făt Frumos? După ce mama lui a fost scoasă din peisaj, el a devenit un actor de teatru de mâna a doua. Iar la un moment dat el se folosește de frustrările personajelor negative din diverse basme pentru a-i uni sub comanda sa. Aceștia atacând și cucerind regatul foarte, foarte îndepărtat. În timpul asediului, Fiona, mama ei și încă o mână de prințese au reușit să evadeze din castel printr-o rețea de tuneluri subterane. Dar în cele din urmă, Făt Frumos tot le-a capturat pentru că ele au fost trădate de către iubita acestuia, de Rapunzel, adică una dintre prințesele din grup. Revenind la Shrek, el l-a găsit pe Arthur într-un liceu, iar spre surprinderea căpcăunului, Arthur este ratatul școlii. De îndată ce Arthur aude că urmează să fie rege, el pleacă cu Shrek fără ezitare. Dar pe când acesta realizează că un rege are responsabilități și că este ținta a nenumăratori asasini, el vrea să se întoarcă înapoi la liceu, unde o să fie ratatul școlii, dar măcar o să fie în siguranță. Shrek nu vrea să-l lase pe băiat să plece. Iar în conflictul lor, cei doi au rupt cârma vasului, motiv pentru care acesta a intrat în niște stânci. Nu vă faceți griji, Shrek, motanul, măgărușul și Arthur au naufragiat pe un țărm din apropiere. Acolo ei sunt atacați de către capitanul Hook și oamenii săi, aceștia fiind trimiși de către Făt Frumos ca să-l captureze pe căpcăun. Ca și fapt divers, Făt Frumos a știut pe unde umblă Shrek din cauza că porcușorul ăsta l-a dat în gât. Iar partea tristă este că el nici măcar nu a fost torturat când a făcut asta. Oricum, nu e problemă de război pentru că ai noștri au reușit să respingă atacul cu succes. Iar cu atâta Shrek a aflat de ceea ce s-a întâmplat în regatul foarte, foarte îndepărtat. Așa că el și trupa de șoc merg la un fost profesor de-a lui Arthur pe nume Merlin ca să îi teleporteze în regat. Poate bune până acum, dar Merlin îi cam ruginit. Deci ca efect advers al vrăjii de teleportare, motanul încălțat și măgărușul au făcut schimb de corpuri. Ca și fapt divers, Arthur a mers de bunăvoie și nesilit de nimeni în regatul foarte, foarte îndepărtat, pentru că Shrek i-a câștigat încrederea după câteva confesiuni la un foc de tabără. Înapoi în regat, Făt Frumos se pregătește să organizeze o piesă de teatru la care să asiste tot poporul. Piesă de teatru în care el îl omoară pe Shrek. Așa că Shrek și brigada au reușit să treacă de toate trupele inamice,
pentru că aceștia se dădeau drept actori care joacă în piesă. În cele din urmă, ai noștri au ajuns în camera lui Făt Frumos. Dar trupele acestuia i-au oprit din a-i face vreun rău și i-au luat prizonieri. Totuși, pentru a-l proteja pe Arthur, Shrek îi zice lui Făt Frumos să lase pe băiat în pace, pentru că el nu e nimic altceva decât a doua opțiune pentru a fi rege. Deci Făt Frumos îl lasă pe băiat să plece. Motanul și Măgărușul sunt închiși în celulă cu Fiona și restul prințeselor. Iar când Fiona aude că soțul ei urmează să fie executat public într-o piesă de teatru, ea le îmbărbătează pe prințese să nu mai aștepte să fie salvate de către un bărbat și să se salveze singure. By the way, nu e problemă că ele sunt blocate în închisoare, pentru că mama soacra lui Shrek are caputare. De ce nu a făcut asta mai devreme? În fine, mai bine tac că nu vreau să dau cap în cap cu ea. Prințesele îi eliberează pe restul prietenilor lui Shrek și împreună merg să oprească piesa de teatru. Ca și fapt divers, pe drum, Măgărușul și Motanul s-au întâlnit cu Arthur și i-au explicat că Shrek a vorbit urât de el doar pentru a-l proteja de Făt Frumos. În continuare, personajele pozitive au oprit execuția lui Shrek și pare că urmează să vedem un război între bine și rău. Dar Arthur intervine și îi convinge pe aliații lui Făt Frumos să renunțe la luptă și să își urmeze adevăratele pasiuni, motivând că aceștia nu trebuie să fie răi o viață întreagă doar pentru că au fost personaje negative într-o poveste pentru copii. Deci Făt Frumos este oprit, Merlin îi schimbă înapoi pe Motan și Măgar, Arthur este încoronat ca rege, iar Shrek și Fiona se întorc în mlaștina lor unde își cresc cei trei copii. Da, Fiona a avut tripleți. Și dacă stau un pic să mă gândesc, imediat după ce Shrek a aflat că va fi tătic, lui i-a fost frică că o să fie copleșit de o armată de copii. Vorba aia, de ce ți-e frică, de aia nu scapi. O vreme avem parte de pace, dar monotonia vieții de adult și faptul că Shrek nu mai are timp pentru el, l-a făcut pe căpcăun să o iei razna. Iar la aniversarea de un an a copiilor lui, el a răbufnit și a ajuns să se certe cu Fiona. Scandalul dintre cei doi a fost auzit de către un tip pe nume Rumpelstiltskin, care îi propune lui Shrek un contract. În schimbul unei zi din viața sa, Shrek va primi o zi în care totul va fi exact ca înainte de a o salva pe Fiona. Shrek acceptă și inițial ziua lui chiar a mers bine, dar el observă că anumite lucruri sunt ciudate. Anume, casa lui nu mai e la fel ca înainte, Măgărușul nu-l mai cunoaște și este sclavul unor vrăjitoare, vrăjitoare care l-au capturat și pe Shrek și care au înrobit aproape toată rasa căpcăunilor. Vrăjitoarele l-au dus pe verzișor în regatul foarte, foarte îndepărtat, iar regatul nu doar că este într-o anarhie totală, dar acesta mai este condus și de Rumpelstiltskin. Ideea e că mai demult părinții Fionei au fost gata să își jertfească regatul pentru a-și salva fiica de blestemul ei, dar aceștia au primit de veste că blestemul a fost ridicat fix când trebuiau să încheie înțelegerea cu Rumpelstiltskin, așa că ei nu au mai semnat niciun contract. Ca și fapt divers, mai demult ni s-a zis că Făt Frumos se îndrepta către Fiona ca să o salveze, iar tatăl ei știa de asta. Deci de ce a vrut el să-și sacrifice regatul, nu știu. E o teorie despre toată povestea asta, teorie care implică mai multe linii temporale, dar nu am să intru în mai multe detalii acum. Poate am să fac un short cu această teorie. În fine, ca în cele din urmă piticul să pună mâna pe regatul foarte, foarte îndepărtat, prin contractul pe care Shrek l-a semnat, piticul i-a luat ziua în care s-a născut. Astfel, el nu a existat niciodată, nu a salvat-o pe Fiona, iar părinții prințesei au terminat înțelegerea cu micul vrăjitor. By the way, viața lui Shrek se va termina odată cu ziua garantată de contract, pentru că, da, el nu s-a născut. Shrek reușește să scape din ghearele lui Rumpelstiltskin și îl ia pe Măgăruș cu el. Măgăruș, care în cele din urmă decide că Shrek e băiețaș de treabă, așa că îi spune că le-a auzit pe vrăjitoare zicând că fiecare contract de-a lui Rumpelstiltskin are o cauză de reziliere, iar în cazul lui Shrek, contractul său poate fi desfăcut doar de către un sărut de la o persoană care îl iubește. Fără să ezite, Shrek și Măgărușul merg la castelul în care era închisă Fiona, dar prințesa nu e de găsit. Deci la un moment dat, când cei doi cutre erau prin pădure, Măgărușul pică într-o capcană întinsă de rezistența căpcăunilor, rezistență care este condusă de nimeni alta decât Fiona. Amu, pentru că Măgărușul e cu Shrek, el nu e transformat în friptură. Plus, ca să fiu sincer, Shrek e destul de micuț prin comparație cu restul speciei sale. Shrek se înrolează și el în rezistența căpcăunilor și încearcă să se apropie de Fiona, dar nu prea îi merge combinația. Ca și fapt divers, animalul de companie al Fionei este motanul încălțat, care acum nu mai e încălțat și care e puțin cam grăsuț, ca să zic așa. Motanul grăsuț încearcă să-l ajute pe Shrek să intre sub pielea Fionei, dar tipa nu are vreme de iubiți din cauza că are un război de purtat. Rezistența a primit o informație conform căreia Rumpelstiltskin
o să iasă la vânătoare de căpcăuni. Așa că rezistența îi asediază caravana. Dar surpriză, Rumpelstiltskin nu e de găsit. Toată această șaradă fiind doar o capcană prin care un vânător de recompense să învingă rezistența. Vânătorul îi controlează pe căpcăuni cu flautul său magic și îi duce la castelul lui Rumpelstiltskin în pași de dans. By the way, Shrek și Fiona sunt salvați de către Motan și Măgar. Iar din cauza că fata dă în disperare, Shrek o convinge să-l sărute pentru că doar astfel ea își va putea salva poporul. Dar chiar și după sărut, nimic nu s-a schimbat. Pentru că această Fiona încă nu s-a îndrăgostit de Shrek. Rumpelstiltskin auge de la vânătorul de recompense că Shrek este împreună cu Fiona. Deci acestuia începe să îi fie frică și e dispus să îi îndeplinească orice dorință celui care îl capturează pe Shrek. Shrek află de recompensa pusă pe capul său de la omul de turtă dulce care a încercat să-l captureze. Așa că verzișorului îi vine o idee. Acesta s-a predat de bunăvoie. Iar pentru că contractul e contract, Rumpelstiltskin este obligat să îi îndeplinească o dorință lui Shrek. Dar Shrek nu se poate folosi de această dorință pentru a-și anula primul contract. Așa că verzișorul și-a dorit ca toți căpcăunii capturați de vrăjitor să fie eliberați. Ca și fapt divers, între timp și Fiona a fost capturată de către piticania asta. Iar dorința lui Shrek nu a eliberat-o pe prințesă pentru că aceasta este doar pe jumătate căpcăună. Ea încă fiind afectată de blestemul care o transformă în om pe timp de zi. Pentru că Shrek nu a salvat-o niciodată din acel castel. Rumpelstiltskin plănuiește să îi facă pe Shrek și Fiona mâncare de dragon. Dar măgărușul, motanul gras care s-a încălțat din nou și restul căpcăunilor din rezistență au făcut manevra calului troian. Astfel ei s-au infiltrat în palatul vrăjitoarelor. Iar după o bătălie în care cu toții au luptat din greu, Rumpelstiltskin a fost oprit. Dar lui Shrek i-a sunat ceasul. Pentru că ziua lui a expirat și acesta nu a fost sărutat de cineva care îl iubește cu adevărat. În ultimele momente ale lui Shrek, verzișorul este sărutat de către Fiona. Iar acesta se trezește înapoi în lumea lui fix înainte de a strica aniversarea copiilor săi. Lucru care a fost posibil doar pentru că nostru a făcut-o pe Fiona din lumea paralelă să se îndrăgostească de el prin sacrificiile pe care le-a făcut pentru specia căpcăunilor. Cât despre Rumpelstiltskin, el a primit ceea ce merita. Și cam asta a fost povestea lui Shrek. Cel puțin până când apare următorul film, care s-a lăsat așteptat încă din 2010. Fraților, nemai lungind inutil acest video, eu le mulțumesc membrilor de pe canal pentru că mă susțin. Un rând de aplauze pentru legendele ZMI13, Vlad Morar, Marius, Air Snake, Alina Todirese, Marius Vișan, Kevin Emanuel, Bob Vlăduț 56, Motănescul, David George Brasla, Marian, Robert Carpen, Andrei 07, The Vengeful One, Bogdan Gaming, Edi Manevră 29, Alex Dumitru, Alexandru Ștefan Rareș, Raptorul R, Alex și Duțu Pașca, care by the way îi vărum eu. Iar dacă vreți și voi să primiți beneficiile de a fi membri pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul de join. Iar dacă totuși vreți să mă susțineți fără să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută foarte mult. Ziceți-mi în comentarii ce videouri mai vreți să vedeți la mine pe canal, ne auzim pe Insta și pe TikTok, eu am fost Paul Pașca și ne vedem data viitoare.